Va fi categoric o competiție în care fiecare din colegii noștri vor trebui să dea ce au mai bun în ei, pentru că decidem viitorul nostru. Vom da, dacă vreți, un semnal important pentru toamnă, pentru alegerile parlamentare, când sper ca din nou PSD-ul să poată forma guvernul. Vreau să le mulțumesc colegilor care sunt și acum parte din Consiliul Județean Suceava, foarte mulți rămân în continuare. Sunt și nume noi pe listă. Principiul care a stat la baza formării listei a fost unul teritorial. Este bine știut faptul că de mulți ani încercăm să fim reprezentați în teritoriu de către oameni importanți, iar acest Consiliu Județean, ca și propunere, conține persoane care sunt din toate zonele județului. Echipa pe care o știați și o știți în continuare, echipa care vine și acum în fața sucevenilor și a făcut datoria și vine cu un cuvânt asumat, vine cu realizări care sunt palpabile. Nu venim cu lucruri care să anunțăm acum, mai ales în ultima săptămână de Paște, ca fiind plan de viitor. Nu venim cu promisiuni de șarte, venim cu ceea ce am făcut, cu respectul față de oameni, venim cu un rezultat foarte bun al guvernării, cu Victor Ponta premier și guvernul PSD, venim cu foarte multe lucruri care s-au întâmplat în viața noastră, în toate localitățile. Liste de susținători sunt aici, da? Da, asta o să vedem. Astea sunt copii, deci originalul, exemplarul original. Da, asta da, aici, da? Haideți să vedem. Peste astea cu verde sunt susținători, este originalul. Sus, asta este original. Deci asta este originalul, da? Da. Asta este copia, da? Mai avem unul. Copie. Original. Așa, și alea la original. Astea sunt tot. Original. Original. Mai aveți aici. Da, da, da. Susținător copii. Original. Susținător copii. Ce? Așa. O competiție electorală fără... Așa cum trebuie. Fără incidente. Mulțumesc, mă. Toate cele bune. Să rămână toate cele bune. Mulțumim frumos.